Prim-ministrul Natalia Gavrilița locuiește într-o casă de milioane cu două niveluri situată în sectorul centru al capitalei. Imobilul nu se regăsește însă în declarațiile sale de avere și interese din ultimii ani, acesta aparținând părinților săi, scrie Ziarul de Gardă. Purtătorul de cuvânt al guvernului ne-a spus că bunul nu a fost declarat pentru că situația specifică în care se află, ea nefiind beneficiar efectiv și nici proprietar cu acte, nu este reglementată de lege. Asta chiar dacă tot legea obligă funcționarii și demnitarii să declare inclusiv imobilele în care stau. Potrivit unei investigații realizate de Ziarul de Gardă, familia Gavrilița nu locuiește în apartamentul indicat în declarațiile de avere, ci într-o casă de milioane cu două niveluri situată în sectorul centru al capitalei. Imobilul nu figurează în declarația de avere, chiar dacă legea obligă funcționarii și demnitarii să menționeze în document inclusiv bunurile imobile în care locuiesc. În acte, casa aparține părinților lui Gavrilița, Valeriu și Nina Catrinescu, și este protejată de ofițerii Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Contactat de TV6 pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al guvernului ne-a spus că șeful executivului are la dispoziție 30 de zile pentru a depune declarația pe venit. Doamna prim-ministru locuiește din iunie 2019 în casa părinților, atunci când s-a întors de la Londra. Regimul de declarare pentru situația specifică, când persoana nu este nici beneficiar efectiv, nici nu deține bunul în temeiul unui act juridic, nu este reglementat expres. Ziarul de Gardă a solicitat un comentariu de la coordonatorul de proiect la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, Lilia Ioniță. Aceasta a declarat că funcționarul trebuie să declare bunul imobil în care locuiește, pentru că altfel reiese că nu stă nicăieri. În investigație se mai spune că locuința în care stă premierul Gavrilița a fost construită de părinții acesteia în perioada 2001-2005. Conform informațiilor din declarațiile de avere, familia Gavrilița are în proprietate un apartament de 52 de metri pătrați, cumpărat în anul 1997 cu aproximativ 275.000 de lei. Soții mai declară un automobil Lexus procurat în 2014 cu 17.000 de euro și un automobil Subaru achiziționat în 2018 cu 3.500 de euro. Natalia Gavrilița a fost numită în funcția de prim-ministru în data de 6 iulie.